Ce faci? Astăzi, nu știu, nu mergea liftul și nu știu ce, și m-am dus pe la scara 2 și când am coborât, am luat-o pe la ghenă, căci eu stau la bloc. Luând-o pe la ghenă, am ocolit așa frumos piscina, când am trecut pe lângă jacuzzi, m-am întâlnit cu femeia de serviciu, care mi-a ieșit în față cu plin. Dar de unde e asta cu găleată? Că n-am luat o pază, dacă ți-a zis cineva în față cu găleată. Mi-a spus, mai de ce m-am trecut de la scara 2 spre scara 1, pe la ghenă, și m-am întâlnit cu această doamnă care mi-a ieșit în față cu o găleată de apă cu detergent și mi-a spus să aveți o zi bună, domn Bendeac, o să vă meargă bine că v-am ieșit în față cu plin. Și i-am spus, doamnă, sper să fie o zi plină, dar de idioți. Se putea și asta. Nu, doamna de la curățenia blocului. Nu. Eu în seara asta mă opresc la doamna administratoră de la bloc, o întreb cine este acea femeie și în fiecare dimineață acea femeie va fi pregătită să-mi iasă cu o găleată în față. Deci orice s-ar întâmpla. Deci mă atache, tocmai mi-a spus că tumne, are o întreagă echipă de oameni care nu știu ce, dai seama, de la instrumentiști, la oameni care se ocupă de organizare, de transportul ei, de nu știu ce, deci este o întreagă echipă în spatele ei pentru concerte. Și eu n-am nevoie de mulți angajați, doar de un singur angajat are treabă 5 minute pe zi să stea cu o găleată când ies eu. Plină. Deci astăzi am fost întrebat de aproximativ 265 de ori: bă, ce ai, ești ok? Da, ești trist? Ești depresiv? Lasă că o să vină concurenți buni, nu trebuie să pui la suflet. M-am crezut că îți plesnește o venă. Bă, e prost numărul, este fai de capul lui concurentul, da. Bă, simte-te bine cu el. Și de asta, uite, vreau să mă simt bine.